V-am mai trecut supărarea după această necalificare naționale? Nu mi-a trecut, fiindcă nu e o supărare și o dezamăgire care să poată să-ți treacă așa, mai ales atunci când pui suflet și când ai și foarte multă încredere. Totuși, cum poate fi convins domnul Rădoi să rămână? În momentul de față pot să vă spun ca președinte al Federației Române de Fotbal, am toată încrederea în Mirel Rădoi să continue și sunt câteva argumente pe care aș putea să vi le împărtășesc. În primul rând, cred că este moral ca Mirel Rădoi să continue alături de echipa națională. Gândiți-vă totuși că Mirel Rădoi este un simbol al generației tinere de antrenori, dar și în ceea ce privește pe jucătorii tineri, fiindcă nu trebuie să uităm de succesul, da, de care ne-am bucurat cu toții anul trecut, dar și de această performanță istorică de a te califica la Jocurile Olimpice. Și de aceea consider că ar fi corect și moral ca Mirel Rădoi să continue și să poată să stea pe banca tehnică a echipei naționale și la Jocurile Olimpice. Iarăși e un antrenor integru, iar pentru noi ca federație integritatea a fost un element extrem de important încă de la bun început, fiindcă cred cu tărie că în lipsa integrității nu prea poți să construiești niciun proiect solid. Dar Mirel, care l-ați avut, cum l-ați simțit așa? S-a creat o confuzie după meciurile astea. Care a fost confuzia? Am vrut să renunț la finalul. A zis că după astea două meciuri din noiembrie s-ar mai gândi. Eu v-am spus m-ați întrebat care e punctul meu de vedere. Da? Dacă doriți punctul lui de vedere, îl întrebați pe Mirel. Da. Eu niciodată nu o să pot să vorbesc în numele unei alte persoane. Dacă ați discutat cu el, ați putea să ne spuneți. Ce simțiți? Cum simțiți dumneavoastră? În primul rând, e un tip luptător. A fost un tip luptător ca jucător. E un tip luptător, la fel și-a și demonstrat acest lucru ca antrenor. Astfel încât nu cred că Mirel și-ar dori să renunțe. În același timp, da, nu e un antrenor pe care să-l vedem, care să se agațe de un contract sau de anumite clauze dintr-un contract. Da? Ceea ce este de apreciat și pot să vă spun foarte sincer că cu toți antrenorii cu care am colaborat, de la Iordănescu inclusiv încoace, toți au avut aceeași abordare. Fie că vorbim de Iordănescu, fie că vorbim de Daum, de Contra sau Rădoi și toată aprecierea din acest punct de vedere pentru ei.